Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together. La mulți ani! La mulți ani! Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să vă revăd! Astăzi am încă un vlog pentru voi. În seara aceasta avem petrecere de Revelion și m-am gândit să petreceți o zi întreagă împreună cu mine, să vedeți cum mă pregătesc pentru acest eveniment și cum sărbătorim noi noaptea între ani. Acum este dimineață, încă nu sunt machiată, dar urmează. Da, așa arăt eu dimineață. Ce să vă zic, sper să vă placă acest vlog! Să știți că în fiecare dimineață, pe stomacul gol, înainte de mic dejun, eu beau apă plată cu lămâie. Am acest obicei de câțiva ani buni. Aici deja am sucul de lămâie proaspăt. L-am stors printr-un aparat special. Adăugăm apa. Și putem servi. În acest pahar eu am o lămâie întreagă. Vă sfătuiesc cu drag să aveți și voi acest obicei cu apă plată și lămâia înainte de mic dejun, fiindcă ajută la digestie, vă ajută să vă mențineți în formă, deci e foarte sănătos. De obicei, în momentul în care beau apă plată dimineața, mă uit și pe Instagram-ul meu, să vedem. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile frumoase pe care voi mi le scrieți pe Instagram. Ele mă bucur enorm de mult și îmi fac ziua mai frumoasă. Vă mulțumesc! Dacă încă nu sunteți abonați pe profilul meu, mă găsiți Cristina Zavarski. Uitați-vă! Cam așa. Acesta este profilul meu. Acum a venit timpul pentru un mic dejun. Vreau să vă arăt ce mănânc eu aproape în fiecare dimineață. Avem aici avocado, roșii sherry, pâine de casă, deja știți că noi facem pâine acasă cu acel aparat minunat. După ce am pus pe pâine avocado și roșii sherry, adaug deasupra un pic de ulei de in și la final un pic de busuioc uscat. Atât! Cam așa într-un final arată micul meu dejun. Mănânc cam 2-3 felii din acestea. Dacă nu trebuie să mergeți nicăieri, puteți adăugați și usturoi, fiindcă este o combinație perfectă, însă este bun și așa. Eu am făcut deja duș, mi-am pus și mască. Cred că mă vedeți deja pentru prima dată. Totuși este petrecerea de Revelion și vreau ca tenul meu să fie cât mai strălucitor. De aceea am folosit masca pe care cred că unii dintre voi deja o cunoașteți. V-am arătat această mască în episodul cu produsele mele preferate pentru îngrijirea tenului. Este foarte, foarte bună. Este de la Sabon. Deci vă recomand. De fiecare dată după duș înainte de eveniment folosesc aceste plasturi coriene sub ochi. Imediat vă arăt cum funcționează. În interiorul cutiei noastre se află 5 pliculețe. 5 pliculețe roz. Foarte drăguțe, în care sunt benzile noastre. Le deschidem. Și avem aici două chestii din astea, care vin direct sub ochi. Merg să le pun. Cam așa arăt eu cu aceste plasturi. Să știți că în această perioadă ele mă ajută foarte mult. Ideea este că în ultima vreme eu mă culc pe la ora 3 sau 4 dimineața și toate aceste nopți nedormite se cam văd pe față și mai ales sub ochi. De aceea aceste plasturi sunt esențiale pentru mine, mai ales în perioada sărbătorilor. Le țin aproximativ 20-30 de minute și sunt ca nouă. După cum vedeți, eu deja m-am îmbrăcat, m-am machiat, a rămas doar să mă dau cu parfum. Eu folosesc acesta de la Miss Dior. Îmi place extrem de mult. Și îmi pun de obicei parfumul aici, după urechi și la încheituri. Una. Atât de bine miroase.
În episoadele anterioare v-am tot zis că noi încă nu știm unde vom petrece seara de Revelion și până la urmă am decis să-l petrecem în apartamentul prietenilor noștri. Va fi o gașcă foarte mică, 6-8 persoane. Sincer să fiu, de-a lungul timpului am sărbătorit seara de Revelion în diferite localuri, și în restaurante, și în cluburi, și la munte în doi, și acasă. Și pot să vă zic un singur lucru, nu contează unde sărbătoriți Revelionul, ci cu cine sărbătoriți acest Revelion. Este foarte important să aveți oameni apropiați alături de voi, să vă simțiți bine, despre asta practic este Revelionul. Eu sunt gata, doar trebuie să mâncați, să-mi iau ceva deasupra și am plecat spre petrecere. Am decis să pun și acest colier fiindcă îmi place mult, l-ați mai văzut? Să plecăm! See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight. Ares! Ce faci? Ce faci, mă, frumosule? Avem aici cartofi și vita cu sparanghel. Vreau să vă doresc un an nou fericit, plin de bucurii și momente frumoase. Bucurați-vă de fiecare clipă. Vă mulțumesc din suflet că în anul 2016 ați fost alături de mine și să ne vedem cu bine în anul 2017. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa! I don't know what you want.